Salut, gemeni! Voi face citirea pentru luna plină din data de 25 ianuarie 2024 la ora 19:54 ora Bucureștiului. Se perfectează luna plină în 5 grade și 15 minute leu. Pentru voi, această lună plină este într-o casă a comunicării. Comunicarea cu frați, surori, veri, vecini și vom vedea, veți vedea voi proiectele ce ați început voi în această casă a comunicării cu 6 luni în urmă, când ați avut luna nouă. Acum veți primi rezultatul acestor eforturi pe care le-ați făcut să schimbați ceva, să aduceți ceva nou, un proiect nou, ceva nou în această comunicare a voastră. Și iată, aveți universul, lumea. Am putea spune că pentru voi apare în primul rând această schimbare. O schimbare foarte importantă, o schimbare care depinde numai de voi. Voi veți putea lua decizia când se oprește această schimbare. Vorbim de o schimbare în idei, în gândire, în mentalul vostru, în sentimente, în creativitate, în relații, în comunicare, în energie, vitalitate. Totul va depinde de voi. Și să vedem, gemenii, da, ce aveți aici. Marea preoteasă, 4 de spade și 2 de bâte. Deci am putea spune că pentru voi trebuie să vă gândiți foarte bine la o situație în care aveți o relație cu o femeie. O femeie care poate să aibă ascendent, zodie, lună plină în rac sau în scorpion. Este o femeie care își folosește intuiția, o femeie care știe cum să comunice cu voi, astfel încât să vă facă să îi destăinuiți secretele. Sfatul ar fi nu vă divulgați secretele, fiindcă această persoană va ști să le folosească la momentul potrivit secretele voastre. Un 4 de spade s-ar părea că este un fel de analiză, poate că și voi vă gândiți că nu e bine să vă puneți la dispoziția acestei femei și vă gândiți că ați avut perioade când v-a și trădat și atunci vă faceți o analiză. 4 de spade asta reprezintă, un 4 de spade vine după un 3 de spade, după o trădare, și s-ar putea ca voi să încercați să controlați această situație. Deci să vedeți de unde au venit aceste trădări pentru voi. Și 2-ul de bute, sunteți în așteptare. Voi așteptați un răspuns. Fie că ați început ceva, dar nu ați primit răspunsul și s-ar putea să îl primiți în această lună plină, dar trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă chiar și sunteți foarte concentrați cu acest 4 de spade, nu aveți prea multă încredere în această mare preoteasă. Haideți să vedem, cu toate că dă impresia unei femei care deține cunoașterea. Să vedem ce spun bunele. Nu sunt foarte multe rune.
vedem acum ce au rămas, da? Ăsta așa trebuie să rămână, ăsta cum este, așa rămâne, asta așa rămâne, norocul și secretul. Am putea spune că veți afla un secret sau veți găsi un lucru ascuns. Deci veți fi stăpânul unui secret, al unui lucru ascuns. Puteți fi și voi, cei care încercați să vă folosiți intuiția, exact descoperind acest mecanism al trădării. Deci voi veți avea acest secret care va fi al vostru, deci voi îl veți stăpâni acest secret. S-ar părea că nu ați avut noroc, vi s-a impus anumite lucruri și această lipsă a norocului nu v-a ajutat cu nimic, ați avut totul într-o perioadă de blocaj. Prin această rună care arată grindina, vă gândiți la aspecte care au fost blocate, orice ați fi întreprins să ieșiți din acest blocaj, v-ați trezi cu ele părâmițate și înghețate, orice inițiativa voastră nu v-a adus un rezultat. Aici aveți o călătorie, poate fi călătoria voastră prin viață, poate să fie o călătorie chiar la propriu, să fi plecat într-o călătorie și să nu a fi fost o călătorie care să vă placă, din contră. A fost o călătorie care v-a solicitat foarte mult, dacă ați fost în vizită la o persoană în vârstă, la fel ați avut o solicitare foarte mare, trebuia să vă menține simțul umorului în situații destul de neplăcute. Și această rună care spune că totul depinde de voi, dacă vă păstrați acea dorință de a vi se întâmpla ce este posibil, vă doriți dreptatea, adevărul și sunteți fermi în această atitudine, atunci această rună, arborele de tisă, vă ajută să vă rezolvați această problemă cunoscând acest secret sau acest lucru sau obiect pe care l-ați găsit, să vă ajute să rezolvați această problemă în favoarea voastră și să vă așteptați la daruri sentimentale, daruri materiale, daruri spirituale, declarații, aspecte foarte benefice. Și totul vine de la această rună unde voi trebuie să analizați foarte bine situația în care sunteți și în primul rând să vă doriți dreptatea, adevărul, ce este posibil, să fiți foarte fermi în această atitudine. Deci, așa cum am spus, totul depinde de voi, de această atitudine a voastră, de rezultatul analizei voastre și de folosirea acestui secret a intuiției. Eu vă doresc numai bine. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!